Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Mi-a fost dor să fac un videoclip de genul ăsta, un videoclip așezat, potolit, în care să vă povestesc ce cărți am mai citit în ultima vreme. Ultimul wrap-up pe care l-am făcut a fost wrap up lunii februarie, acum foarte, foarte multă vreme și mi-am dat seama că, din păcate, primăvara asta a fost mai degrabă un episod de Irina nu citește decât de Irina citește, pentru că... Din păcate, lectura a căzut undeva pe un plan secund. Partea bună este însă că dat fiind că am citit mai puțin, am fost și mai atentă cu lecturile mele și am ales cărțile mai pe sprânceană, astfel încât toate cărțile pe care le-am citit în primăvara asta mi-au plăcut foarte mult. Am venit astăzi în fața voastră să vă vorbesc despre câteva dintre ele. O să începem cu cărțile despre care ați mai auzit deja câteva lucruri și anume cu cărțile care au apărut fie la Book Club, fie într-un videoclip dedicat. O să începem cu The Around the World Book Club, un proiect care în continuare mă bucură enorm pentru că alegerile pe care le facem sunt absolut fenomenale. O să încep doar prin a menționa cartea lunii aprilie, cred că a fost, și anume Bastarda Istanbulului de Liv Shafak, cartea apărută și la noi la editura Polirom. Și o să las linkul către live-ul respectiv în descrierea de mai jos. A fost o discuție minunată, așa cum a fost întreaga carte de altfel. Pentru mine a fost, cred că, a doua întâlnire cu Elif Şafak și m-a fermecat la fel de mult ca prima dată, pentru că avem povestea unor generații, mai mult decât orice, povestea unor femei din mai multe generații care încearcă să se descopere pe sine, dar încearcă și să meargă un pic pe firul istoriei. Istoria în sine mi se pare un personaj super important din cartea asta și un personaj pe care mi-a plăcut să-l descoper, și stilul lui Elif Shafak este unul absolut minunat. Clar, ea intră pe lista de autor pe care vreau să-i descoper și mai mult și cu siguranță o să mai revin cu păreri despre cărțile ei. Tot la Book Club, dar de data asta pe canalul lui Teo în luna mai, am discutat despre eseu despre orbire de José Saramago, cartea apărută la noi tot la Polirom și carte care pe cât de mult mi-a plăcut, pe atât de mult simt că m-a băgat oarecum într-un reading slam și o să vă zic imediat ce și cum. Povestea foarte pe scurs cam așa, avem o societate în care se declanșează această epidemie de orbire, oamenii orbesc și nu știm de ce și nici nu aflăm de ce toți oamenii, cu excepția unei femei, soției unui doctor. Oamenii ăștia sunt în primă fază duși în tot felul de centre, spitale, azile, astfel încât să fie izolați de restul lumii, dar foarte curând epidemia asta se răspândește mult mai mult decât poate guvernul să țină în frâu și lucrurile o cam iau razna. Practic, cartea urmărește modul în care oamenii reacționează puși în fața unei astfel de situații și ce iese la suprafață din fiecare. Ies lucrurile bune sau ies lucrurile mai puțin bune, cât de mult de cazi, unde se termină umanitatea și începe instinctul animalic și tot felul de lucruri de genul ăsta. Mi-a plăcut enorm cartea asta și am impresia că i-am dat 4 stele, nu 5, din simplul fapt că simțeam, pe măsură ce o citeam, că erau tot felul de lucruri care efectiv mă depășau și pe care nu puteam să le înțeleg la adevărata lor valoare, pentru că, din nou, așa cum fac eu cu toate cărțile pentru club, simt că am grăbit-o un pic. Discuția de la club mi se pare că a mai elucidat un pic niște lucruri, dar tot au rămas foarte multe simboluri acolo și lucruri de care știu sigur că au o semnătate mult mai profundă decât am putut eu să o atribui la momentul respectiv. Motivul pentru care cartea asta m-a aruncat într-un reading slam de toată frumusețea este că este o carte foarte grea. Odată, așa cum am zis, din pricina simbolurilor și e mult acolo de înțeles, dar și din pricina tematicii. Și a fost o carte care m-a făcut așa să-mi pierd încrederea în omenire, din multe puncte de vedere, și după ce am terminat-o, am simțit o nevoie disperată să citesc lucruri mai light. Chestia asta nu s-a întâmplat, pentru că următoarele mele alegeri au fost la fel de întunecate și serioase, dar asta cred că a contribuit la numărul mic de cărți pe care le-am citit în primăvara asta. Așadar, dacă aveți recomandări de cărți super light care să mă scoată din atmosfera asta, vă implor, spuneți-mi în comentarii, pentru că în continuare râvnesc la ceva drăguț, relaxant, care efectiv doar să mă bucure, să nu mă facă să-mi pun foarte multe întrebări. Și știți cum am încercat eu să trec de starea în care m-a băgat eu despre orbire? da, știu, nu a fost o idee foarte inteligentă, să mă apuc de My Dark Vanessa. Practic, între eu despre orbire și My Dark Vanessa, am încercat să citesc Milkman de Anna Burns, carte pe care trebuie să o las, din același motiv, că era mult prea mult pentru mine la momentul respectiv, așa că am zis, hai că o să mă apuc de ceva care o să meargă mai repede. Despre My Dark Vanessa am făcut un întreg videoclip și o să las linkul mai jos, dacă vreți să vedeți ce și cum. Și recunosc că știam, de fapt, în ce mă bag. Adică, știam că este luată povestea Lolitei din romanul lui Nabokov și întoarsă, oarecum, în sensul în care avem, din nou, o relație între o tânără și un profesor mult mai în vârstă decât ea, dar de data asta avem perspectiva ei, nu perspectiva lui. Înainte să mă apuc de cartea asta, mă așteptam ca ea să fie o persoană mult mai asumată decât este. Nu mă înțelegeți greșit, Vanessa este foarte asumată pe parcursul întregii cărți, dar nu mă așteptam să fie atât de mult vorba despre abuz din perspectiva ei. Și mi s-a părut că autoarea a reușit într-un mod absolut fascinant să creeze dihotomia asta între cum Vanessa însăși nu e sigură că s-a întâmplat ceva rău acolo, dar tu ca cititor vezi toate elementele alea de abuz, de gaslight, de traumă prin care ea ajunge să treacă. Mi s-a părut absolut desăvârșit din punctul de vedere al execuției romanul ăsta și ce m-a bucurat foarte tare este că a mers foarte repede. Este o carte mare, dar și scrisul este foarte mare și, deși eram într-o perioadă în care aveam mult de muncă, simțeam nevoia să mă întorc la cartea asta și să citesc mult la fiecare sesiune, ca să zic așa. Foarte, foarte mult mi-a plăcut cartea, cinstele din cinci cu siguranță și este o carte pe care, așa cum am zis și în recenzie, linkul din nou mai jos, nu știu dacă o recomand neapărat pentru că e foarte mult conținut triggering acolo și care poate să declanșeze niște stări foarte, foarte dubioase, mai ales dacă sunt persoane care au trecut prin lucruri de genul ăsta, dar este o carte foarte importantă. Așadar, dacă știți despre voi că puteți să treceți prin cartea asta, cu siguranță o recomand. Dacă nu, dacă aveți emoții sau dacă nu este sigur, lăsați-o deoparte, nu este mult să Sunt foarte multe cărți minunate pe lumea asta. Ce vă arăt acum nu s-a întâmplat în ordine cronologică, ne întoarcem înapoi în timp la o carte față de care eu cred că am comis o nedreptate. Este vorba despre Memoriile unui motan călător de Hiro Arikawa, cartea a apărută la noi la Humanitas. Spun că simt că am comis o nedreptate pentru că era o perioadă în care ba citeam, ba trecea o săptămână și mai citeam deloc, și ba, mai citeam 10 pagini și după iar mai trecea o săptămână. Și nu cred că genul ăsta de carte trebuie citit așa, cred că trebuie citită șnur, frumos, așa cum ar trebui citită majoritatea cărților. Cartea asta a venit recomandată de Andrei și lui Andrei a plăcut foarte mult și l-a emoționat foarte tare și recunosc că am citit-o mai mult ca să văd ce l-a emoționat pe el. Recunosc că asta a fost, asta a fost întrebarea principală. Și în prima fază nu pot să zic că mi-a plăcut, dar cumva am pus-o pe seama faptului că o citeam atât de fragmentat și nu simțeam că, nu știu, creez o legătură cu cartea asta sau că mă impresionează într-un fel și tot nu înțelegeam de ce l-a emoționat pe la de tare. E bine, ajung la un moment dat, în cele din urmă, reușesc să nu las cartea asta și ajung undeva pe la, nu știu, trei sferturi, moment în care am fost și eu izbită în moalele capului, exact așa cum fusese și el. Spun însă că i-am făcut o nedreptate pentru că cred că dacă aș fi citit-o în mai puține sesiuni sau într-un timp mai scurt, cred că lovitura de la final ar fi fost cu atât mai puternică. Foarte pe scurt, cartea spune povestea a două personaje, unul om, unul pisică, care trec prin anumite întâmplări împreună. Se creează legătura asta între ei și avem ambele personaje care vorbesc în felul lor și avem oarecum puncte de vedere din partea amândurora, dar mai ales din partea mâței, de cele mai multe ori. Și la un moment dat, spre final, legătura asta este dusă la un alt nivel. Nu vreau să vă spun care este nivelul ăsta, ce se întâmplă. Nu e deloc ce vă așteptați, pentru că am impresia că atunci când auzim de filme sau de cărți triste cu animale, avem un singur scenariu în minte, nu este scenariul respectiv și tocmai asta mi-a plăcut foarte, foarte mult și m-a emoționat foarte tare și m-a făcut să mă gândesc la băieții ăștia ei mei, cu și mai mult drag și cu și mai multă emoție. Este o carte pe care o recomand, dar nu faceți ca mine, citiți-o odată sau citiți-o, nu știu, într-o săptămână, astfel încât să puteți crea povestea asta și mai frumos uh, în mintea voastră. Mult, mult, mult mi-a plăcut și vreau să mai citesc povești cu mâțe, pentru că, da, pot fi foarte triste, dar pentru iubitorii de animale cred că sunt o experiență foarte frumoasă. Călătorim iar în timp și o să trișez un pic pentru că vreau să vă arăt cartea pe care o citesc acum și din care mai am vreo 30-40 de pagini. O carte pe care tot o amând de mult vreme și de la care aveam așteptări foarte mari, așteptări care îmi sunt din fericire îndeplinite. Este vorba despre Femei și Sare de Gabriela Garcia, cartea apărută la noi la editura Nemira. O carte care mie îmi place foarte mult, din nou din perspectiva asta inter și intragenerațională, pentru că practic povestea urmărește Viețile unor femei din aceeași familie, dar pe generații diferite, și modul în care ele, femei din Cuba, ajung sau să nu să-și facă o viață în state. Îmi place super mult faptul că avem inclusiv povestea unor stră, stră bunici și cum era pentru ele la 1800 și să trăiască și să lucreze într-un moment în care na, știm cu toții că drepturile femeilor erau practic inexistente, dar avem și perspectiva asta a femeilor din ziua de astăzi, Mamă și fică, mai apare un copil la mijloc și îmi place mult modul în care se leagă toate poveștile astea. Îmi place foarte tare și faptul că avem ideea de femeie în centru și relațiile dintre femeile astea, mai ales dat fiindcă vorbim despre relații de rudenie și relații foarte strânse și îmi place să văd asta într-o carte. Simt că în foarte multe cărți... Relațiile romantice sunt scoase la suprafață și recunosc că este o bucurie să văd și alt fel de narrative într-un fel. La fel de mult și din același motiv mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare și serialul Firefly Lane, care știu că este inspirat dintr-o carte, și tot, și tot ideea asta de. A pune în lupa pe altceva, nu pe o relație romantică, este ce mi-a plăcut și acolo mult. Prin urmare, probabil cartea asta va ajunge la 5 stele din 5, dacă nu cu siguranță măcar la 4, pentru că este o lectură foarte, foarte, foarte plăcută. Și nu, în ultimul rând încheiem cu o carte de non-ficțiune, singura carte de non-ficțiune pe care am și terminat-o în primăvara asta, deși am mai început încă două, dar o să vorbim despre ele cu altă ocazie. O carte pe care am citit-o la momentul potrivit, apropo de moment și trăgănat cărți sau nu, este cartea pe care am citit-o în timpul vacanției mele la Paris, din preajma Paștelui, și nu puteam să aleg un moment mai bun. Este vorba despre Parisul anilor nebuni, cartea apărută la noi la editura Corinth și scrisă de Mary McAuliffe, cred că se pronunță numele ei, o carte despre Parisul anilor 20, o perioadă și un loc care pe mine mă fascinează foarte mult, încă de când am făcut un curs de literatură americană la facultate. Și ne povesteau profesorii de atunci de toată gașca asta de scritori care au ajuns să locuiască la Paris în jurul anilor 20. Începând cu Hemingway, dar nu numai, aveai toată gașca asta de uh, scriitori, sculptori, artiști. De la, nu știu, Picasso la Joyce și o aveai pe Gertrude Stein care îi aduna pe toți în jurul ei și tot așa. V-am mai vorbit un pic despre chestia asta în book haul, în momentul în care v-am arătat ce cărți mi-am luat de la librăria Shakespeare Company, dar cert este că din cartea asta am aflat o groază de lucruri, inclusiv faptul că parte din oamenii ăștia foarte, foarte speciali erau inclusiv persoane de origine română, ceea ce mi s-a pus super drăguț și cât de nu știu, over the top erau oamenii respectivi. La un moment dat se vorbește despre o femeie care umbla cu, nu mai știu, leopardul pe champs și mai știe ce. Și într-adevăr, cred că a fost o perioadă cu adevărat specială și da, știu că nostalgia este un factor foarte important în povestea asta și că lucrurile nu stăteau atât de fain precum le vedem noi acum, prin lentila de acum, dar cred că a fost o perioadă care a dat naștere din punct de vedere artistic, social și politic la niște evoluții pe care acum nu cred că le mai vedem în același fel. Și da, cum este perioada în care tehnologia și știința și tot ce înseamnă zona asta de inteligență artificială explodează și este o perioadă de evoluție uriașă, așa cum probabil societatea nu a mai văzut niciodată, omenirea nu a mai văzut niciodată până acum. Dar așa cred că din punct de vedere artistic și cultural a fost perioada aia pentru secolul 20. Mi s-a părut o experiență foarte frumoasă, din punct de vedere, nu știu, istoric, că am aflat o felul de lucruri pe care nu le știam. Am aflat de oameni de care n-au zis niciodată, artiști pe care nu-i știam deloc și a fost, într-adevăr, o experiență foarte frumoasă. O carte pe care chiar o recomand, mai ales dacă vreți să aflați mai multe despre artiștii secolului XX și despre Parisul, perioade respective. Și dacă vreți să vedeți cum arăta o societate Bun, cam astea sunt cărțile care mie mi-au plăcut foarte mult în primăvara asta. E o combinație de tot felul de lecturi. Sunt super curioasă să văd ce îmi rezervă vara și la ce fel de cărți o să ajung în vara asta. Așa cum am zis, tot simt nevoia unor cărți mai light, nu știu, mai romantice, mai de vacanță, mai legere din toate punctele de vedere, pentru că deși îmi place enorm să stau, să caut, să sap, să mă uit la simboluri și la semnificații, uneori, mai ales dacă și restul vieții este un pic un tumult, devine, devine un pic mult. Așadar, dacă aveți recomandări de cărți light, lăsați-le în comentarii pentru că am nevoie în perioada asta. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut clipul, dați un thumbs up. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu un alt videoclip și o să dăm drumul unei serii de care sunt super, super încântată, dar cel mai probabil acea serie va începe peste două săptămâni. De-abia aștept să văd cum o să vi se pară și care este feedback-ul vostru. Până atunci să ne mai auzim și pe Instagram și sper să dăm cu toții de lecturi care să ne bucure enorm. Până una alta, însă, citiți lucruri frumoase, frumoase și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți.